Este o sărbătoare închinată Maicii Domnului, numele amintind despre o serie de minuni săvârșite la un izvor aflat în apropierea Constantinopolului. Conform tradiției, Leon cel Mare, cu puțin timp înainte de a ajunge împărat, se plimba printr-o pădure din apropierea orașului, unde a întâlnit un bătrân orb care i-a cerut apă. A căutat cu nesaț, nu a găsit, era neliniștit, a vrut neapărat să-i ostoiască setea orbului și atunci Maica Domnului, iubitoarea de oameni, îl povățuiește să caute mai adânc, îl călăuzește unde, cu o bucurie îi aduce în palme orbului apă, care nu i-a ostoit doar setea, ci i-a vindecat și nevederea. De atunci a devenit un loc de pelerinaj pentru creștini. Se spune că de-a lungul timpului, apa acestui izvor a vindecat multe boli și a tămăduit diferite răni și suferințe. În această zi, creștinii ortodoxi merg la biserică pentru a lua parte la slujba de sfințire a apei, cunoscută și sub numele de aghiazma mică. Așa e obiceiul și îl ținem pe ăsta. Ziua Tămăduirii și facem și noi treaba asta, aprindem și o lumânare la biserică. O zi foarte sfântă, sunt o zi foarte frumoasă, cea mai importantă din viața noastră. Dacă apuc și beau aiasmă dintre asta, mă tămăduiește de pol, mi le mai ușurează, mi le mai amână, cum să spun, nu mi le ia așa repede, des. Mai fac și o rugăciune la Dumnezeu să trimească îngerul tămăduitor să ne tămăduiască. O zi sfântă, luăm aghiazmă, folosim dimineața pe stomacul gol. În România, mănăstirea Ghighiu din județul Prahova este cunoscută atât pentru icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului adusă aici în anul 1958, cât și prin izvorul ei despre care se spune că este tămăduitor. De asemenea, un izvor cu apă vindecătoare, așa cum îi spun credincioșii, există și la mănăstirea Dervent, pe locul unde Sfântul Apostol Andrei ar fi înfăptuit minuni.